Cu cât înaintează înscrierea primei epistole către Corinteni, Apostolul Pavel confruntă una după alta neajunsurile despre care aflase că se manifestă în conduita și practicile bisericii și credincioșilor începători e drept de acolo, precum disensiunile, imoralitatea sexuală, toleranța față de cei ce trăiau în păcat, la care se mai adaugă, vom afla imediat, apelul la tribunalele civile, procesomania, prezentarea neînțelegerilor dintre credincioși în instanțe seculare. Capitolul 6 din 1 Corinteni analizează deci aspecte ce țin de relația creștinului cu statul. Faptul că omul credincios are o dublă cetățenie este interpretat eronat de mulți. Apartenența la cer a sfinților nu-i exonerează de responsabilitățile față de statul terestru. Creștinul are obligații pe ambele paliere, atât față de Dumnezeu cât și față de stat. Pentru că la un moment dat în viitor, noi vom judeca lumea și chiar îngerii, știați asta? Cu siguranță că ne vom putea raporta cum trebuie și la micile noastre neînțelegeri locale. În plus, sistemele legislative omenești sunt în imposibilitate de a judeca chestiunile duhovnicești, spirituale, dintre creștini, pentru că oamenii respectivi implicați n-au cum să înțeleagă principiile duhovnicești. Un judecător din sistemele judiciare omenești poate fi un expert în legislația și procedurile legale în vigoare local, dar nu are cum să manifeste discernământ spiritual, decât dacă este un copil al lui Dumnezeu. Și oricum, cel mai adesea, legile omenești nu includ asemenea considerente. Deci, cu cât mai bine ar fi să dăm credit lucrării pe care Hristos a făcut-o în viața noastră și să continuăm să ne sfințim și să permitem Duhului Sfânt să ne echipeze în felul său unic, ca să putem trăi în pace unii cu alții și nu să ne târâm în judecăți. Datorită Duhului lui Dumnezeu din noi, putem avea o minte limpede și o judecată clară, stăpânire de sine, să urmărim binele altora mai presus de propriile interese. Sigur, sunt virtuți rare, greu de găsit într-un sistem penal sau judiciar omenesc, unde, prin natura lor, oamenii se înfruntă, porniți tragic și fără speranță unii împotriva altora, în toate felurile și până la ultima consecință. Iată însă linia de demarcație. Creștinii sunt liberi să trăiască și să se bucure, câtă vreme o fac în ascultare de Iisus și prin Duhul Sfânt. Dumnezeu dorește să-L onorăm în toate domeniile și aspectele vieții, deci și în trupurile noastre. De aceea, sub nicio formă, nu avem voie să cochetăm cu ispita sau cu păcatul sexual. Trupurile noastre nu ne-au fost date pentru curvie și destrăbălare, ci trebuie să rămână curate și sfinte, pentru că nu ne mai aparțin nouă, ci Domnului. Viața și trupurile noastre nu ne aparțin în sensul de a le cheltui în practici păcătoase și abuzuri, după cum credem sau simțim fiecare. Ele aparțin cu totul lui Dumnezeu, care, plin de dragoste, a ales să-L sacrifice pe Fiul Său ca să ne readucă în relația corectă cu Sine. Iar asta ar trebui să ne determine și să ne încurajeze să trăim astfel încât să-L onorăm cu recunoștință pe Domnul Iisus Hristos. Cum să-L păstrăm senin pe Iisus Hristos la baza și în centrul stării noastre civile, fie ea căsătorie sau celibat, aflăm în următoarea ediție a acestei rubrici.